În interpretarea lucrării aforisme de Ștefan Niculescu, dificultatea principală ne-a creat o întrebare dacă muzica poate reda emanația sensibilă a adevărurilor filozofice, în speță științifice, care sunt sau par aride și predispun mai mult la meditație decât la efuziuni afective. Răspunsul afirmativ s-a încorporat organic în tălmăcirea opusului. Eterofonia, străveche și actuală fundamentează elaborarea tehnicii componistice în aforismele lui Ștefan Niculescu. Starea de continuitate se realizează în acest opus cu ajutorul și în pofida contiguității. Principiile imuabile ale forței fizice a atracției au determinat utilizarea unor alunecări vocale individuale de mare subtilitate și virtuozitate ca mod optim de intrare, ieșire și reintrare în sunetul matcă. Tot în acest opus întâlnim ceea ce generic numim blocuri sonore, un soi de clastere severe extinse. Cu interior inert sau viu, dinamica lor globală este mereu aceeași, echilibrul fiecărui bloc sonor însemnând respectarea legii dinamicii compensatorii. Timbralitatea deține un rol stabilizator, activ, în relația sunet-eco-tăcere. Tensionalitatea este creată de compozitor prin sunete cu înălțimi variabile și moduri diverse de atac.